Liderii evrei americani liberali și-au exprimat îngrijorarea profundă cu privire la componența următorului guvern de coaliție al premierului desemnat Benjamin Netanyahu, care urmează să fie anunțat săptămâna viitoare. Netanyahu s-a apropiat de finalizarea noului său guvern cu un acord încheiat marți seara între Likud și Partidul Iudaismul Tora Unită. Likud a încheiat acum acorduri cu toți aliații săi de dreapta, cu excepția partidului SAS. Perspectiva înființării unui guvern israelian de dreapta în următoarele zile a stârnit anxietate în rândul grupurilor evreiești liberale proeminente din Statele Unite, determinând președintele J Street, Jeremy Ben-Ami, să-și exprime în mod deschis teama cu privire la viitoarea coaliție. Cităm, aceasta este o răscruce foarte importantă, a spus Ben-Ami către presă. Grupul evreiesc J Street este o organizație dedicată promovării soluției cu două state, care consideră că noul guvern ar putea duce la o ruptură serioasă cu evreii americani. Liderii guvernului actual interimar, care în curând vor fi liderii ai opoziției în Knesset, își intensifică atacurile asupra viitorului guvern de coaliția lui Benjamin Netanyahu. În ciuda faptului că formarea unui guvern de către Netanyahu părea un demers ușor, s-a demonstrat că presiunile uriașe făcute asupra premierului desemnat au întârziat formarea unei coaliții în jurul lui Netanyahu. La presiunile externe se adaugă presiunile interne. Mai exact, premierul interimar Yair Lapid și ministrul apărării Benny Gantz au condamnat amândoi ceea ce spun că vor fi politicile educaționale ale noului guvern al lui Netanyahu, asta cu toate că nimeni nu a fost încă numit pentru funcția de ministru al educației. Cei doi politicieni sunt îngrijorați că educația laică din școli va fi afectată, transformându-se într-o educație religioasă de stat. Benny Gantz a mers mai departe în criticile sale și l-a acuzat pe Netanyahu că plănuiește să distrugă educația din țară. Toate presiunile, atât interne cât și externe, sunt menite să-l determine pe Netanyahu să renunțe la politica de dreapta, deși la ultimele alegeri, populația Israelului a votat în mare majoritate o direcție de dreapta conservatoare. Aproximativ 35.000 de oameni erau încă fără curent marți seara, la 3 zile după ce două substații de medie tensiune au fost sabotate cu focuri de armă în Moore County, Carolina de Nord, SUA. În buletinul său informativ referitor la terorism din noiembrie, Departamentul pentru Securitate Internă a avertizat cu privire la potențialele atacuri asupra infrastructurii energetice din partea extremiștilor violenți. Oficialii care se ocupă cu investigația cu privire la cine se află în spatele acestui atac asupra infrastructurii energetice esențiale din Carolina de Nord spun că nu a fost găsit încă niciun suspect, dar ceea ce se poate ști cu siguranță, conform poliției, este că atacatorul știa ce face, deci a fost o acțiune premeditată. Atacul evidențiază vulnerabilitățile rețelei electrice a Americii în fața unor atacuri interne. Ceea ce este mai puțin obișnuit este faptul că FBI, DHS și ATF au intervenit pentru a investiga această crimă împreună cu forțele de ordine locale, deși încă nu se cunosc motivele atacului și nu există niciun suspect. Regiunea rămâne în stare de urgență cu restricții la nivelul districtului pentru a proteja oamenii și întreprinderile. Țara Kazahstan este cea mai mare țară din Asia Centrală din punct de vedere al suprafeței teritoriului său și o țară cu o majoritate musulmană. Populația de 20 de milioane de oameni este foarte tolerantă, multireligioasă, multiculturală și deschisă, aproape 100 de etnii diferite coexistând acolo în mod pașnic. Astăzi, în jur de 30% din populația Kazahstanului este creștină, iar numărul kazahilor evanghelici este în creștere. Din punct de vedere istoric, kazahii au fost în mare măsură creștini și au dus Evanghelia până în China și Mongolia, numai că încet islamul s-a răspândit prin majoritatea populației. Mai târziu, în perioada sovietică, ateismul a devenit ideologia dominantă a țării. Numărul bisericilor evanghelice înregistrate în Kazahstan este astăzi de aproximativ 400, număr ce include toate bisericile vorbitoare de limbă rusă și de limbă kazahă. Recent, credincioșii kazahi și-au format propria lor asociație numită Curul Tai, ca să promoveze și să aducă unitate tuturor bisericilor evanghelice kazahe și să înlăture barierele confesionale.